România traversează una dintre cele mai dificile perioade ale istoriei recente. Protejarea sănătății și a vieții cetățenilor noștri este o prioritate care concentrează eforturile tuturor și cu atât mai mult ale structurilor din sistemul de ordine publică și siguranță națională. Distanțarea socială este unica soluție în acest moment. Știu că este extrem de greu. În această lună are loc una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Vom petrece acest moment într-un mod atipic. Viața noastră și viețile celor dragi depind de ceea ce facem în perioada următoare. Este greu și știu că majoritatea gândiți că nu are cum să influențeze ceea ce faceți azi, dar nimic nu are cum să vă atingă într-atât de rău, rugându-vă să credeți că măsurile restrictive au fost luate pe baza a ceea ce spun specialiștii. Vă rugăm să respectați indicațiile și să înțelegeți că această perioadă va trece cu bine doar dacă facem ceea ce trebuie. Învingătorii nu sunt cei care trișează și nu sunt cei care ne socotesc regulile. Haideți să luptăm cu acest cumplit virus și să fim toți de aceeași parte a baricadei. Pentru a face încă un pas spre a atinge obiectivul nostru comun, acela de a câștiga războiul împotriva acestui perfid inamic, am semnat astăzi o nouă ordonanță militară pe care domnul prim-ministru Ludovic Orban a avizat-o. Înainte de a vă spune ce prevede această ordonanță militară, vreau să mai fac câteva precizări scurte referitoare la necesitatea emiterii acestei ordonanțe. Este necesară în special pentru că evoluția internațională este de așa natură încât trebuie să adaptăm măsurile luate deja pentru a ne asigura că diminuăm la minim orice risc. Însă, din păcate, un alt factor care ne determină să introducem noi ordonanțe militare este și comportamentul unora dintre cetățeni. Oameni care pur și simplu nu înțeleg cât este de periculos ceea ce fac, atât pentru ei cât și pentru alții. Vreau să le comunic. Legea este pentru toți și toți trebuie să o respectăm. Avem deja primul cetățean arestat preventiv pentru că nu s-a supus indicațiilor date de polițiști și a încercat să fugă de agenții care l-au oprit la un filtru. S-a întâmplat la Vaslui. În județul Ialomița, din totalul cazurilor confirmate pozitiv în jurul prânzului, de 48 de persoane, 31 sunt din Țăndărei, un procent de peste 60%. Iar din totalul de 8 pacienți decedați, 7 sunt tot din orașul Țăndărei. Vă rog pe dumneavoastră să faceți procentul. Așadar, în ordonanța militară numărul 7 emisă astăzi, 4 aprilie, am stabilit. Se instituie carantină pentru localitatea Țăndărei. În localitatea carantinată vom permite intrarea și ieșirea doar pentru transportul de marfă, pentru aprovizionarea populației și pentru persoanele care nu locuiesc în zona carantinată și care desfășoară activități economice sau în unele domenii, cum ar fi ordinea publică, securitatea națională, domeniul sanitar, situațiile de urgență, administrația publică locală,
asistența și protecția socială, activitățile judiciare și, evident, serviciile de utilitate publică, energie, agricultură, alimentație publică pentru furnizorii de apă, de comunicații și pentru transport. Vreau să anunț cetățenii din Țăndărei că măsurile de verificare, control și acces înspre și dinspre localitatea carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale și că vom aplica legea. Consiliul Județean Ialomița, Primăria, Consiliul Local vor lua măsuri pentru funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială. Vor verifica funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și, evident, aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor pentru persoanele care nu se pot deplasa de la locuință sau de la gospodărie. Este strict interzisă intrarea și ieșirea în și din orașul Țăndărei prin alte zone și căi de acces decât cele publice. O altă decizie care am luat-o extrem de importantă astăzi a fost cu privire la situația internațională. Având în vedere că multe țări au intrat în zona roșie, conform evaluării Institutului Național de Sănătate Publică, am decis să suspendăm toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Austria, Belgia, Elveția, Statele Unite, Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Turcia și Iran, în și din aceste țări, către România sau spre aceste țări, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 5 aprilie, de mâine, duminică, ora 23, ora României. Evident că, la fel ca și în deciziile anterioare, această restricție nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă, corespondență, zboruri umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizările tehnice necomerciale. Avem și o veste bună. În aceste zile am primit o solicitare pentru un transport și am introdus în ordonanța numărul 7 un articol care va permite zboruri efectuate de toți operatorii aerieni prin curse charter neregulate pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state. Evident, cu avizul autorităților competente din țara de destinație. La fel de evident ne-am gândit și am restricționat că aceste zboruri nu se referă la domeniul sanitar și al muncii în zona asistenței sociale. O altă prevedere din ordonanță se referă la prelungirea suspendării transportului rutier internațional de persoane efectuat de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Elveția, Anglia, Irlanda, Olanda și Turcia. Și evident, inclusiv din aceste țări către România, pe întreaga perioadă a stării de urgență. Pentru că transportatorii sunt extrem de importanți în această perioadă. Economia are nevoie de ei, românii au nevoie de ei, am stabilit pentru conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată
mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, că vor completa la intrarea în țară doar o declarație pe proprie răspundere într-un model stabilit de Ministerul Transporturilor, prin care își asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse. Aceștia nu se vor izola la domiciliu cu condiția asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19 și, în mod normal, să nu aibă la intrarea în țară simptome de infectare cu noul coronavirus. Am luat totodată o decizie care ajută traficul internațional și limitează aglomerația de la punctele de trecere a frontierei de stat a României. Așadar, pentru fluidizarea traficului în aceste puncte, conducătorii camioanelor de transport marfă care tranzitează teritoriul României nu vor mai completa declarațiile epidemiologice la intrarea în țară dacă vor utiliza strict coridoarele de tranzit și punctele pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, fiind interzisă abaterea de la acestea, totodată dacă tranzitarea teritoriului României se va face într-un timp de maxim 48 de ore, staționând numai în parcări situate pe coridoarele de tranzit marcate în mod corespunzător de către Ministerul Transporturilor. Am mai stabilit o regulă pentru ca polițiștii să poată identifica aceste camioane, că la intrarea în țară, conducătorul auto străin este obligat să aplice pe parbriz un colant special pus la intrarea în țară, colant care va identifica acest tip de transport. În același timp, șoferul fiind obligat să păstreze asupra sa până la ieșirea din țară un formular de tranzit. Dacă nu respectă aceste prevederi, el va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa, iar camionul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al proprietarului sau al firmei care îl deține. Totodată, pentru a ajuta medicii, asistentele și în același timp familiile lor, am stabilit ca pentru a susține lupta împotriva virusului, ministerele cu rețea proprie și autoritățile administrației publice locale vor asigura, la cerere, spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19. Vreau să fac o paranteză și să mulțumesc public unui cetățean care în Rădăuți a pus la dispoziția medicilor un hotel cu peste 90 de camere, tocmai în acest sens. Am mai luat o decizie pe care vreau să o amintesc și să o precizez aici, cu privire la un subiect care preocupă românii în mod important și evident cu tot ceea ce ține de această situație delicată în care ne aflăm acum. La solicitarea domnului ministru al mediului, apelor și pădurilor, domnul Costel Alexe, am introdus în ordonanța militară un articol pentru a preveni infracțiunile silvice în această perioadă, în sensul că personalul gărzilor forestiere, teritoriale și județene, sau cu atribuții de control sau de pază pe linie silvică, vor participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe toate drumurile publice, din zona de competență, evident, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne
și al Ministerului Apărării Naționale. În vederea desfășurării activității și controalelor specifice pe linie de control silvic, am stabilit cu domnul ministru următorul lucru. Controalele specifice se vor face în punctele de control existente în funcție de personalul disponibil la nivelul gărzilor forestiere sau cu atribuții de control și de pază pe linie silvică. Ordonanța militară numărul 7 va fi publicată astăzi în Monitorul Oficial și textul integral va putea fi consultat în următoarele ore după publicare. Dau cuvântul acum domnilor secretar de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat pentru a vă oferi detalii despre activitățile noastre din ultimile zile. Mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua tuturor. În privința activităților care țin de ordinea publică, structurile Ministerului Afacerilor Interne au continuat activitățile după cum urmează. Asigurarea măsurilor de verificare în linia a doua, la frontieră, trierea în urma dispozițiilor medicilor direcțiilor de sănătate publică și însoțirea convoailor de la graniță până în locurile de destinație. Astfel, în ultimele 24 de ore, au fost verificate în acest mod aproape 15.000 de persoane. De asemenea, s-a asigurat paza spitalelor acolo unde este cazul, precum și a locațiilor de carantină instituționalizată. S-a acționat pentru verificarea persoanelor care sunt autoizolate și în carantină. Vorbim aici de o medie de peste 90.000 de persoane zilnic verificate. De asemenea, verificarea respectării restricțiilor de circulație a reprezentat o activitate importantă pentru noi în această perioadă. De la începutul epidemiei și până în prezent, în urma acestor acțiuni amintite anterior, au fost întocmite 400 de dosare penale, dintre care cele mai multe au fost întocmite pentru zădărnicirea combaterii bolilor. De asemenea, au fost aplicate peste 130.000 de sancțiuni, în valoare totală de peste 170 de milioane de lei. Prin măsurile dispuse, am asigurat derularea cu rapiditate și în siguranță a activităților de transport de marfă. În acest sens, am stabilit culoare speciale de intrare și ieșire din țară pentru transportatori. Sunt culoare separate de cele care reprezintă fluxul obișnuit de autoturisme. Concret, după ce domnul ministru Vela a avut o discuție cu omologul său maghiar, prin punctul de trecere a frontierei Nădălac 2, intră și ies doar tiruri și camioane cu marfă. Punctul Nădălac 2 are operaționalizate 14 benzi de lucru, venind astfel în sprijinul operatorilor economici. Transportatorii sunt deosebit de importanți pentru noi în această perioadă și din acest motiv le asigurăm un flux continuu de transport, un flux continuu prin care să asigurăm bunurile necesare comunității în această perioadă. Pentru îndeplinirea misiunilor amintite, dar și pentru alte intervenții, acționează zilnic în medie peste 30.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Colegii mei sunt sprijiniți de peste 1.000 de militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale, dar și de peste 4.000 de polițiști locali care acționează sub comanda operațională a Poliției Române. Totodată, procesul de predare a locațiilor aflate sub paza colegilor din cadrul jandarmeriei către colegii din cadrul Ministerului Apărării Naționale este în plină desfășurare. Avem și situații care au necesitat o atenție deosebită în ultima perioadă. În primul rând este vorba de Suceava, acolo unde a fost impusă carantina totală. Structurile Ministerului Afacerilor Interne a organizat măsuri de siguranță a orașului și a localităților limitrofe care au fost incluse în această perioadă, în zona carantinată. În acest mod, din aceste localități intră și ies doar anumite persoane, în scopuri destinate strict menținerii activităților comerciale și publice în folosul cetățenilor. O altă situație care a necesitat atenția noastră a fost și în Ialomița. Vorbim de localitățile Țăndărei și Bărbulești, precum
și alte localități din țară. Acolo, oamenii nu au înțeles, din păcate, că este nevoie să respecte restricțiile impuse. Fapt pentru care am acționat cu forțe mărite, inclusiv cu polițiști trimiși din București, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pentru a sprijini activitățile colegilor din județ. La Țăndărei și Bărbulești au fost aplicate peste 170 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare privind circulația pe drumurile publice, valoarea totală a acestora fiind de peste 41.000 de lei. Forțele de intervenție vor continua activitățile în zonă pentru a verifica și impune, dacă este cazul, respectarea regulilor de distanțare socială și de restricție cu privire la mișcarea cetățenilor. Aceste măsuri nu sunt luate pentru că așa ne dorim noi. Sunt luate pentru că sunt absolut necesare. Tocmai de aceea fac un nou apel la cetățeni să respecte deciziile autorităților pentru binele lor și al celor dragi lor. Le transmit și angajaților Ministerului Afacerilor Interne faptul că au dovedit tuturor românilor că sunt o forță pe care cetățenii se pot baza, indiferent de pericolul pe care îl înfruntă. Le solicit să rămână în continuare concentrați asupra misiunilor pe care le au de executat, pentru că sunt vitale în acest moment. Așa cum medicii sunt în prima linie a luptei cu COVID-19, în interiorul spitalelor și cadrele MAI sunt partenerii medicilor din afara spitalelor, așa ajutând la păstrarea sănătății dumneavoastră. Intervenim pentru impunerea și respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii acestui nou virus pentru binele tuturor. Cu privire la toate aceste măsuri dispuse prin ordonanțele militare, prefer să se spună la final că am făcut prea mult decât că am făcut prea puțin. Vă mulțumesc! Domnul raportor. Mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua! După cum știți, la ora 13 au fost anunțate cifrele pentru ultimele 24 de ore și avem 3613 de confirmați și 141 de decedați, din păcate. În ultima perioadă am acționat pe două paliere. Unu, pentru a veni în sprijinul colegilor care au nevoie de consultanță, au nevoie de colegi care să vină să vadă din afară ce se întâmplă și să-i dea sfaturile necesare pentru a repune situația pe un făgaș cât mai aproape de normal în aceste condiții. Și aici vorbesc de Arad, Hunedoara, unde au fost trimise de ieri dimineață două echipe constituite de medici de la Institutul Național de Sănătate Publică, medici epidemiologi vorbim aici, de la centrul din Timișoara, și care doi s-au deplasat la Arad, doi la Hunedoara, doi medici anesteziști reanimatori militari de la Spitalul Militar Timișoara, Spitalul Militar Craiova, și doi colegi de la serviciile de urgență de la UPU Smurt Timișoara, UPU Smurt Craiova. Misiunea pe care o au colegii este să vină în sprijinul autorităților. Ei au fost detașați la prefecturi, unde vor veni în sprijin pentru prefecți ca să impună anumite soluții pentru problemele cu care se confruntă cele două localități, mai ales cu spitalele, cu Spitalul Județean de Urgență Arad și cu Spitalul Județean de Urgență Deva. Deci, acest tip de echipe, aceste echipe de sprijin vor fi trimise și în alte zone dacă apare necesitatea sau dacă ni se solicită, bineînțeles, fără nicio întârziere. Și ideea este să rezolvăm problemele din mers și să reușim să readucem entitățile sanitare, unitățile sanitare să funcționeze cât mai bine pentru a deservi populația din zona care o deservesc. Asta este pe prima parte. A doua parte este de a veni în sprijinul personalului care lucrează în linia întâi împotriva acestui virus și care tratează pacienții și lucrează direct cu pacienții, fie că ei sunt suspecți de a avea boala sau confirmați. Și asta înseamnă în mod deosebit echipamentele de protecție. Vreau să spun că în ultimele 24 de ore colegii pompieri au distribuit 100.000 de măști FFP2, FFP3,
care au fost achiziționate prin ONAC și semnate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Repartiția s-a făcut în comun cu Ministerul Sănătății, iar cantitatea a fost distribuită în țară la nivelul și serviciilor de urgență și la nivelul spitalelor care îngrijesc astfel de pacienți pentru a veni în sprijinul colegilor de acolo. Astăzi, din alta sursă care este Unifarm, începem repartiția a 200.000 de măști FFP2 care urmează să fie distribuite în unitățile sanitare și inclusiv în sectorul medical de urgență, și asta înseamnă și pompierii care lucrează în primă linie cu pacienții și care transportă pacienții respectiv, urmând că repartiția și distribuirea efectiv să fie făcută de colegii pompieri în următoarele 24 de ore către unitățile sanitare. Ce înseamnă că în total vor fi distribuite în ultimele 48 de ore aproape de 300.000 de măști FFP2. Săptămâna viitoare, cu sprijinul Ministerului Apărării, o aeronavă militară aparținând bazei Papa NATO din Ungaria și în colaborare și cu colegii din Statele Unite, va aduce în țara 100.000 de combinezoane pentru protecție în fața riscurilor de nivel înalt și care urmează și ele să fie distribuite. Asta pot să le confirm la acest moment, dar pot să vă asigur că există și alte materiale de protecție care sunt pe drum, fie prin Unifarm, fie prin ONAC și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și care urmează să fie distribuite în următoarea perioadă către unitățile sanitare și nu numai, pentru că în vederea noastră există și echipele de forțelor de ordine, colegii de la Ministerul Apărării, colegii de la ANAF care asigură partea de vamă. Deci toate aceste grupuri sunt în vederea noastră, deci, pentru a le dota cu echipamente de protecție potrivite activităților. Mai este un aspect, și știu că este un aspect care a fost ridicat de mai multe ori, și anume a ventilatoarelor. Am explicat de mai multe ori cum este problema cu achizițiile la acest moment, cu ce ne confruntăm, cu contracte care le semnăm în ultimul moment și după o perioadă nu mai putem să le executăm pentru că fie se interzice exportul din țara respectivă sau livrarea, sau ne anunță că întârzie din vari motive care nu sunt în controlul nostru. Noi avem contractate 200 de ventilatoare deja de către ONAC și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru spitalele din România, dar încă data de sosire a lor la acest moment nu este certă, din cauza unor modificări care au avut loc după ce a fost semnat contractul cu ceva perioadă. Dar am luat unele măsuri pentru a crește numărul ventilatoarelor imediat, și asta este prin identificarea a aproximativ 120-130 de ventilatoare în dotarea serviciilor de ambulanță și care pot fi de folos în unitățile de terapie intensivă, dar mai ales prin identificarea aproximativ 190 de ventilatoare de terapie intensivă care au fost identificate de colegii noștri de la grupul de coordonare zonală de anestezie terapie intensivă și care deja am început să le aducem la București, unde firma care este firma importatoare a lor și fabricantă a lor urmează să facă o reparație generală și să le redăm unităților de terapie intensivă. Dacă reușim din cele 190 măcar 100 să le dăm, înseamnă că am crescut cu încă 100 numărul ventilatoarelor și a paturilor ventilate de terapie intensivă, până reușim, bineînțeles, să importăm ventilatoarele pe care le contractăm. În continuare, ONAC duce negocieri continue cu firmele care pot să furnizeze astfel de echipamente, fie ele de protecție, fie ventilatoare, pentru a crește cantitatea necesară colegilor noștri. Deci asta este situația la acest moment. Bineînțeles, vom continua pe palierul de reducere a răspândirii și măsurile de reducere a răspândirii care au fost anunțate și mai devreme în cadrul ordonanței, dar vom continua inclusiv cu măsurile de sprijin a colegilor care lucrează în linia de front, cum zicem, și să-i sprijinim pentru a putea să-și facă treaba lor cât mai corect și cât mai sigur posibil. Vă mulțumesc! În încheiere, aș dori să fac un apel către frații noștri
din diaspora, cei care doresc să ajungă în țară în următoarele zile cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște. Dragi compatrioți, rămâneți acasă în țările unde locuiți și faceți acolo sărbătorile în pace și liniște, în acest an, departe de cei dragi. Din păcate, aici vom fi obligați să vă invităm să locuiți 14 zile în spațiile de carantinare instituționalizată. Acest lucru nu ne face bine nici nouă, nici dumneavoastră și nici familiilor care vă iubesc. Vă mulțumesc dacă înțelegeți acest lucru și vreau să mă asigur că știți adevărul despre situația din țară, situația în care ne aflăm. Vă pot garanta însă că vom ieși din această situație grea și vom fi împreună. Cât de repede depinde doar de noi. Dumnezeu să binecuvânteze România și pe dumneavoastră, dragi frați compatrioți de peste hotare, oriunde vă aflați. Vă mulțumesc!